Doamne, împlinește misterul bunătăților și cercetorilor din viață, vino și te sfârșește cu noi și ne curățește pe noi de toate înțelepciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, împlinește, Doamne, împlinește, Doamne, împlinește, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Luați-vă, veniți cât mai aproape, cât mai în față, să vedeți bine și să auziți bine. Doamne ajută, bună seara, bine ați venit! Spuneam și în alte dăți, cu alte ocazii, că aceste întâlniri duhovnicești sau aceste seri duhovnicești sunt niște prilejuri sau momente de propovăduire și de mărturisire. Și că la ele am invitat diferite personalități, atât din lumea bisericească, teologică, cât și din lumea științifică, medicală, atât clerici, cât și laici sau mireni. Și că aceste întâlniri vrem să fie niște dezbateri vii, active, folositoare și zidicoare de suflet, de minte și de trup. Și iată, și în această seară, gândim a face același lucru, urmărim a realiza același lucru, avându-l din nou în mijlocul nostru pe domnul dr. Pavel Chiril. Domnul doctor a fost și anul trecut, îl știți, îl știm, îl cunoaștem și îl recunoaștem. Va vorbi despre tratamentele alternative, despre indicații ale bolilor și despre limitele tratamentelor alternative. În prima parte va fi expunere, partea a doua va fi dialog. Îi mulțumim din suflet pentru tot ce face, pentru tot ce a făcut. Îi urăm mult spor și de aici încolo să facă în continuare la fel de multe și de binecuvântate lucruri și lucrări. Gândiți-vă numai la Hospisul Sfânta Irina de la Voluntar, gândiți-vă la tot Centrul Medical Natural, iar gândiți-vă la toată Clinica Nera, de la Mănăstirea Nera, de lângă Mănăstirea Nera și de Țucara și Țigării. Și gândiți-vă la toți anii de activitate profesională ai domniei sale, în care a tămăduit și a pus pe picioare și a vindecat mulți pacienți. Și face acest lucru în continuare, mărturisind în același timp valorile autentice, reale și serioase, unice și adevărate ale Bisericii și ale credinței în Dumnezeu. În această lume și în aceste vremuri atât de tulburi și de tulburate, atât de frământate și de răzvrătite, în care nu este ușor să faci acest lucru. Ba dimpotrivă, devii o persoană expusă, o persoană care trebuie să-ți asumi un risc în acest sens, o persoană care vei fi contestată, care vei fi controversată, care vei fi atacată, însă drumul cel strâmt, pe poarta cea strâmtă ce duce la Dumnezeu, este prezărat cu astfel de cu asemenea momente, cu asemenea prilejuri în care suntem chemați să mărturisim, să propovăduim, să avem un comportament apologetic și mărturisitor. Unul demn, ferm, vertical, corect și onest, sincer și asumat sau responsabil. A trecut vremea, dacă a fost vreodată, vremea comodității și a confortului în biserică, pentru fiii bisericii. Nu este timp de așa ceva, nu mai este timp de așa ceva. Suntem în momentul în care trebuie să ne trezim și să ne coalizăm și să ne adunăm și să fim împreună mărturisitori și propovăduitori. Nu poate domnul doctor să facă singur, sau Ana Săprieru să facă singur,
sau Mihai Gheorghiu sau alții să facă singuri. Trebuie să ne adunăm să facem toți la oaltă. Nu poate această parohie, această biserică, părinții de aici nu pot mărturisi singuri, lăsați, nu pot fi lăsați a mărturisi singuri. Fiindcă le este greu, vor fi copleșiți de tăvălugul și de avalanșa de atacuri ce vine asupra noastră, din toate părțile, sub toate formele, în modurile cele mai meschine, perverse și perfide. De aceea ne întâlnim la aceste seturi omnicești, pentru a ne suda într-o comuniune și a ne forma într-o comunitate sfântă și binecuvântată, sub umbrela, dacă vreți, sub cupola, mai bine spus, biserici, sub cupola bisericii. Și de aceea chemăm toți acești mărturisitori în mijlocul nostru spre a ne fi nouă puncte de reper, modele de viețuire, exemple și pilde în acest sens. În ultima vreme l-ați văzut pe domnul doctor foarte activ cu acțiunea bisericii și a coaliției de familie vis-a-vis de referendum. Eu, unul personal, îi mulțumesc pentru tot ce a făcut în toată această perioadă, fiindcă domnul doctor a fost sus pe Metereze, vârf de lanț. Să ne ajute bunul Dumnezeu și să-i ajute și domniei sale și nouă tuturor la oaltă și fiecare în parte să stăm drepți, să stăm cu frică și cu cutremur înainte lui Dumnezeu și în același timp cu credință, cu nădejde și cu dragostea cuvintele de Sfântul Altar și de Biserică, să fim cu adevărat ceea ce trebuie să fim ca și creștini autentice ai Bisericii, nu dintre aceștia de duminică trecuți în statistici, ci dintre aceia precum părinții noștri și strămoșii noștri, moșii și strămoșii noștri, care unii au fost și alții poate mai așteaptă să fie trecuți în sinaxare și în calendar. Duminica viitoare vom avea iarăși o întâlnire cu bobnicească deosebită, tot la orele 18, cu Părintele Protoiereu Gheorghe Colțea de la Bran Sărănești, de la Moeciul de Jos, care va vorbi despre, în acest an centenar, va vorbi despre coloana vertebrală a neamului românesc. Astăzi, peste două săptămâni, 4 noiembrie, dimineața la Sfânta Liturghie, va fi aici Părintele Cătălin Dumitrean de la Sibiu, Părintele Doru Gheaja de la Alba Iulia, împreună cu cenacul Luminării, care vor da și răspunsurile la strană, la Sfânta Liturghie, în cadrul Sfintei Liturghii, și care mai ales după masa, după amiază la orele 16, am pus la orele 16, fiindcă la 18 trebuie să fie, deoarece ei în seara aceea trebuie să se întoarcă tocmai la Sibiu, la orele 16 vor avea un recital, un spectacol extraordinar aici în biserica noastră, deci peste două săptămâni, pe 4 noiembrie, intitulat Cântecul de reîntregire a României, în care va susține un recital extraordinar Părintele Doru Gheaja de la Alba Iulia, cel care a compus cântecele patriotice, Tu Ardeal, Noi Suntem Români și Măi Ardeal. Vă așteptăm! Iar apoi, pe 18 noiembrie, probabil va fi ultima seară de bobnicească, încă nu știm. Însă atunci, la orele 18, va veni în mijlocul nostru Părintele Profesor Vasile Gordon, care va vorbi despre Părintele Constantin Galeru, Părintele Galeru, un leac în țară. De ce un leac în țară? Fiindcă Părintele Constantin Galeru s-a născut la data de 21 noiembrie 1918, deci la 21 noiembrie va împlini 100 de ani, de la nașterea sa cea cumpărnească, și a trecut la cele veșnice la data de 10 august 2003, la vârsta de 85 de ani, adică în urmă cu 15 ani. Și tot atunci vom marca, vom comemora și cei 15 ani de la nașterea sa cea cerească și veșnică.
Vă așteptăm la toate acestea, vă mulțumim că ați venit în această seară cu număr încurajator. Contează mult pentru noi ca organizatori, pentru părintele paroh, pentru părinții slujitori de aici, fiindcă să știți că și aceste întâlniri se organizează cu trudă, trudă care este și din partea organizatorilor, a oaspeților, a gazdelor, a invitaților, adică din partea tuturor. Vă mulțumim! Doamne ajută!